Super bună dimineața, am revenit în studioul Apollonia TV. Fain, frumos, suntem live și așa cum vă promiteam ceva mai devreme, Andrei Apreotesei, directorul ATN-ului din Iași, este alături de noi în studio. Vorbim despre o inaugurare extraordinară. Primul cinematograf de stat care se deschide în România după 1990 se întâmplă să se deschidă la Iași și avem și invitat special, dar despre toate astea vorbim în această dimineață. Bună dimineața! Bine ai revenit la noi! Sărăuna, bună dimineața, mulțumesc de invitație! Bine v-am regăsit! Cum decurg pregătirile? Ați intrat deja pe ultima 100 de metri. Am intrat pe ultima 100 de metri. Azi dimineața la 5 am reușit și am urcat ecranul, fiindcă e un ecran gigant de vreo 800 de kilograme. Da. Am reușit să-l urcăm pe stâlpii pe care va fi el mereu. Este un ecran acționat electric, deci tot wow. Sistemul ca să-l pornim durează undeva în jur de 10 minute. E ultima generație, nici măcar cei de la Cinema City încă nu au așa ceva. E un proiect de vreo 100 și un pic de mii de euro, cu tot ceea ce înseamnă el. Tun de proiecție DCP, ecran 3D, boxe surround, baș, absolut tot ce trebuie. Știu că s-a vorbit încă de la început, de când ai venit la conducerea ATN-ului, s-a vorbit despre faptul că ai în plan să faci cinematograf. Iată că se întâmplă lucrurile. Da, fiindcă ATN-ul încă de la fondarea sa din 1920 avea două direcții, inclusiv pe actul de naștere a ATN-ului, așa scrie. ATN-ul popular din Tătăraș, cinematograf și teatru. Da. Și dacă treaba cu teatru, să spun că am reușit să o rezolv în sensul că am definitivat acea trupă de actori angajați, profesioniști care lucrează acum la ATN și montează, cea de cinematograf încă mai stagna și uite că reușim acum să o facem și cumva se închide cercul din punctul ăsta de vedere, revenim înapoi la origini. Fiindcă spuneai de primul cinematograf de stat din Iași de după 90, vreau să spun că ATN-ul a fost primul cinematograf de stat din regatul României Mari, în 1920. Da, deci iată, două premiere la foarte mulți ani distanță, ca să spun așa. Da. De ce ți-ai dorit neapărat acest proiect? Din primul rând, dintr-o necesitate, fiindcă chiar dacă cumva sună, eu știu, ciudat că Iașul are multe săli de cinema, dar de fapt dacă le luăm pe fiecare la analiză, vedem că nu sunt. Și chiar și așa funcțională nu poți să numești cinematograf o sală precum Victoria, unde te duci și pui un proiector banal în mijloc și te uiți la film. Nu, o sală de cinema presupune niște condiții tehnice optime în care să poți viziona orice film. De aceea la ATN inclusiv vom putea vedea filme 3D. Și cred că a venit și ca o completare a necesităților, fiindcă lumea vroia și altceva în afară de Cinema City. Vrei să te duci să simți atmosfera aia de cinematograf. Și slavă Domnului, am reușit anul trecut să refacem sala și acum să o facem și tehnic. Din ecouri este așteptată inaugurarea sălii? Din ecouri e foarte așteptat, fiindcă chiar ieri mă înștiințau colegii că nu mai sunt bilete la inaugurare. E adevărat, și inaugurarea este una frumoasă și specială, fiindcă e în cadrul celei de-a doua ediție a Festivalului Le Film de Cannes Iași. Și vine Cristian Mungiu cu toată pleiada de actori, cu cel care a câștigat Cannes-ul anul acesta, cu Irina Margareta Nistor, adică sunt nume speciale. Și filmul care va inaugura propriu-zis cinematograf este filmul care a câștigat anul acesta maratonul de la Cannes. Așadar, sunt lucruri speciale, nu mai sunt bilete. Încercăm acum împreună cu organizatorii să vedem dacă mai putem face și o a doua proiecție de la ora 22, fiindcă cereri sunt în continuare curg, dar sala asta e, 300 de locuri, atât avem. Și ne bucură, deci lumea e așteptată. Acum mă bucură și mai tare vestea care mi-ai dat-o tu, Vale, dimineață, că se construiește acest pasaj dintre centru și Tătăraș. Deci se va ajunge și mai repede la ATN. Plus că, vedeți, peste tot în lume începe să devină un trend să nu se mai întâmple chiar toate lucrurile culturale fix în centru. Așa este. Vrei să vezi un film bun și în București. Dacă vrei să vezi un film bun, te duci la Băneasa. Nu te duci în centru vechi. Plus de asta avem toate facilitățile la ATN. Avem și unde să parcăm. Aveți și unde să parcați. Era o problemă. Spun în premieră la voi, fiindcă e prima emisiune pe ziua de azi. O să începem o colaborare cu cei de la Băneasa, fiindcă vom face și noi transmisiunile în direct ale premierilor de opere din toată lumea. Deci când se dă o premieră la Met, la Scala, la Covent Garden, în direct o să puteți să o vedeți și la ATN. Foarte tare. E un alt sistem care ne-a costat destul de mult, dar credem noi că merită. Am înțeles. Când ne-am întâlnit noi ultima dată era pe la începutul mandatului, să spunem. Cum au decurs lucrurile? Din presă vedem că se întâmplă mereu. Mereu există activitate la ATN-ul. Da, mereu există activitate la ATN-ul. Asta nu înseamnă că tot ceea ce facem acolo e bun sau că nu poate fi și mai bun sau că nu se poate face și altceva. Încercăm în primul rând să oferim ceea ce ne-am propus, adică diversitate oamenilor, să aibă în fiecare zi de unde alege ce alege, fiindcă nu la toți ne place teatru sau opera sau... Deci fiecare trebuie să aibă ceva din care alege. Și încercăm să facem din fiecare eveniment un magnet pe mai departe către cei care vin. Dacă mă întrebați, acest an și jumătate a trecut ca vreo 10, fiindcă s-au întâmplat foarte multe, au fost foarte multe probleme acolo și încă sunt în continuare, fiindcă, în fine, au fost niște probleme perpetuate. Dar le rezolvăm și slavă Domnului, încă suntem tineri. Deși tu îmi spune că nu îmbătrânim, eu cred că îmbătrânim. No. Ce ne poți spune despre cinematografele pe care ATN-ul le-a preluat? Știu că ați schimbat Republica în Trianon, da? Da. Acum vrem să vedem, poate, nu știu, poate puneți și niște, niște flexuri să taie denumirea Republica și să puneți una cu Trianon. Până la finalul anului vom da jos și acea denumire și o vom schimba cu cea nouă. În schimb, așteptăm să se termine expertiza, adică până mâine, până vineri, toți cei care au contracte, au genul ăsta de prestări servicii, pot depune ofertele lor la Primăria Municipiului Iași. Primăria, în calitate de proprietar al clădirilor, va alege câștigătorul și începem expertizele. Asta e cel și după aceea veți putea atinge de clădire. Fiindcă abia după cineva avizat ne spune ce putem înlocui, ce putem schimba, dacă merită să schimbăm, că s-ar putea să fie, să spună, domnule, totul e putred, băgați buldozerul, sperăm să nu fie așa, dar habar nu. Deci abia după asta. Cum ai primit propunerea de a te ocupa și de cinematograf? Foarte greu. Pe lângă munca pe care o ai la ATN-ul? Foarte greu. Eu personal nu că am încercat să fug de ea, dar nu am vrut-o tocmai fiindcă nu sunt genul care să facă mai multe chestii odată. Și totuși era o problemă care trebuia rezolvată din cauze cumva obiective. Cei de la primărie m-au ales pe mine. Prin această lege 308, prin care primăria a preluat cinematografele, trebuia să preia și oamenii, cei 10 oameni care mai erau la cinematografe, și atunci trebuia nu puteai să-i angajezi la SPI sau Salubri sau eu știu, RATP sau CTP, cum se numește, trebuia să-i angajezi la o instituție de cultură. Și atunci cumva singura instituție de cultură de spectacole de arte din cele 4 pe care le are primăria era ATN-ul și atunci cred că s-a făcut. A fost de la sine înțeles. Da, din păcate, pentru ficatul meu. Ce planuri ai pentru cinematografe? Ce planuri avem, așa cum ați văzut, în primul rând le-am băgat într-un șmotru foarte serios, fiindcă, repet, foarte multe lucruri nu putem face din cauza acelei expertize, dar în schimb, ce mi-am dorit mereu e să nu mai existe acel miros insuportabil și în Victoria și în Republica. De aceea am băgat destul de mulți bani, din punctul meu de vedere, în curățenia propriu-zisă în cinematograf. De aceea, atunci când am avut proiecția de gală Un pas în urma Serafimilor, pentru prima dată după 90 sala a fost arghiplină. A venit un domn proiecționist la mine care lucrează de 30 ceva de ani și îmi spunea că n-am crezut că am să mai văd vreodată sala plină la Victoria, ceea ce, vă dați seama, am avut 800 și ceva de bilete atunci. Da, e un record. Da. Și încercăm să le ținem cât mai vii. Din păcate vine anotimpul friguros și nu putem face foarte multe lucruri din vari motive. În primul rând, fiindcă Republica, deși are instalația de încălzire, e foarte veche și oricând putem risca să ne presnească ceva și să facem o lovitură și mai mare. Iar la Victoria nu există încălzire în sală. Am aflat cu scupoare chestiunea asta, că la Victoria nu există încălzire în sală. Adică deci, ei când l-au gândit cu un fel de încălzire prin turbosuflante, prin aer cald, cu niște motoare cât studioul ăsta de aici, iar dacă dau drumul la motoarele alea, jumate de oraș rămâne fără curent, vă spun eu. Și nu se merită. Da. Și atunci, mai mult ca sigur, începând cu luna noiembrie, cele două cinematografe le vom închide temporar până undeva în martie-aprilie, când vremea ne va permite să le redeschidem. Am înțeles, am înțeles. Dar până una alta, mâine avem inaugurarea primului cinematograf de stat. Da. Mai povestește-ne puțin despre planurile și surprizele care ne așteaptă mâine. Ce surprize vă așteaptă? În primul rând vă așteaptă o expoziție SFR a Festivalului Seriului Film Românesc. Sunt o echipă de oameni minunați care fac o muncă minunată și uite că după 8 ani au ajuns așa ca într-un fel de încununare, să spunem, a eforturilor lor. Va fi o expoziție foarte frumoasă cu amintiri de acești 8 ani și desigur cu foarte multe rememorări de la această a 8-a ediție care a fost anul acesta, care a fost un adevărat succes, o ediție dedicată lui Cristian Mungiu, un adevărat succes. Vreau să să spun că ediția a făcut valuri inclusiv până la Hollywood, inclusiv până la Cannes, până la Berlin, fiindcă am primit recenzii și ecouri de acolo. Lumea foarte impresionată de ceea ce se poate întâmpla în acest oraș, în ceea ce privește filmul. Da. Și apropo de SFR, ajunsesem prin Franța și era o rețea a unei telefonii mobile, SFR se numea. Nu știu dacă am și dovada pe telefon. Da. Am înțeles. Bă, acum înțelegem unde se duc banii. Și mâine seara ce vă așteaptă? Vă așteaptă Cristian Mungiu, coactorul principal din filmul care a câștigat Cannes-ul, vă așteaptă Irina Margareta Nistor, vă așteaptă foarte mulți cineaști de la Cannes și de la Berlin, fiindcă aceasta va fi și ținta noastră în ceea ce privește filmele, deci cele trei mari festivaluri de film din Europa, Cannes, Berlin, Veneția. Și în principiu orice film artistic care nu își găsește loc în agenda Cinema City, fiindcă știți că ei au niște reguli destul de clare și stricte și în general îți axați pe Hollywood. Da. Și atunci noi venim ca o completare. Alternativă, da. Și am aflat cu bucurie că veți proiecta și filme 3D? Da, avem tot sistemul are și așa ceva. Îmi doresc tare, tare mult ca primul film 3D pe care îl proiectăm să fie un film pentru copii și îmi doresc atât de mult să stau și eu liniștit într-un scaun și să mă distrez alături de ei, fiindcă chiar cred că e o, cum să spun, o recompensă pe care o merit după toate eforturile astea, fiindcă nu e ușor. A fost un an foarte dificil. Gândiți-vă că noi am primit bugetul undeva pe 6-8 mai și după care am început să facem toate procedurile și să faci o procedură de 100 și ceva de mii de euro, ca în România, cum se întâmplă, îți trebuie dosare întregi cu experți de achiziții publice angajați, cu investigatori angajați, cu contestații la contestații, cu așteptări de răspunsuri de la București, ca într-un final să spună ok, ai legal totul, fă. După care aștept să-ți vină un ecran gigant de 12 metri din Cehia, care vine cum vine, trebuie să ai grijă la tir, la toate lucrurile. Lucrurile nu sunt atât de simple pe cât par, dar e foarte mișto că am reușit și ne-a ajutat, în primul rând, Cristian Mungiu ne-a ajutat foarte mult cu foarte, foarte multă consultanță gratuită, fiindcă am dorit să-i facem un contract, a refuzat din start, deci absolut tot ce a făcut benevol, a făcut din dragoste, din plăcere pentru Iași, pentru orașul lui și în primul rând a rămas foarte marcat și bucuros că primarul, primăria, Consiliul Local au acordat această sumă destul de consistentă pentru inaugurarea cinematografului. Am înțeles că la finalul programului de mâine seară va fi și o sesiune de întrebări și răspunsuri cu Irina Margareta Nistor și cu Cristian Mungiu și cu actorul principal, cu toată gașca. Din păcate nu o să rămân până la final atunci, fiindcă mâine seara am și avionul spre Viena, fiindcă pe 21 plantăm acel minunat tei din teiul lui Eminescu în Parcul Central din Viena și o să trebuiască să fim prezenți și acolo. Dar uite că se întâmplă lucruri și îmi doresc tare mult ca, eu știu, rețeta pe care am aplicat-o în ultimul an și jumătate pe ATN să reușesc, începând din primăvară, să o aplic în special pe cinematograful din Dacia. Vreau să spun că acolo este o sală foarte generoasă, deși ca număr de locuri se apropie de ATN, dar e mult mai largă, mult mai înaltă, mult mai încăpătoare, mult mai generoasă din punctul ăsta de vedere, plus că toată acea parte de oraș, Dacia, Alexandru, Mircea, Galata, Nicolina, nu au niciun locaș de cultură în care să vină să se bucure, să se concentreze pe o artă culturală în care să se dezvolte. De aceea îmi doresc tare mult, profit de faptul că e și oarecum micuț, dar e și nouă construcția, fiindcă e în 87 terminat, și cred că investițiile nu vor fi foarte mari acolo, astfel încât să-i putem da drumul. Visul meu e ca la anul de Sfântul Nicolae să reușim să facem acest cadou copiilor, fiindcă în primul rând acel centru cultural Dacia va fi direcționat către activități pentru copii, plecând de la cursuri, serbări, cursuri festive, habar n-am, spectacole de teatru și concerte, dar în general pentru ei. Copii și tineri, Așadar, agenda este încărcată pe ani de zile de acum înainte. Sănătoși să fim și să ne ajute Dumnezeu, că în rest... Dar îmi doresc să fie în primul rând stabilitate, să fie liniște, să nu mai fie toate tulburările astea politice, că în primul rând din astea nu avem de pierdut decât noi, oamenii obișnuiți, ieșinii de rând. Da. La Ateneu ce program avem? La Ateneu ce program avem? E un program foarte încărcat. Astăzi avem avantpremiera națională a spectacolului de teatru Alegerea. Este un text scris de către regele Mihai și regina Ana la Versoană 1960. A fost montat o singură dată atunci, în 1960, la Versoa și acum, pentru prima dată, îl aducem în România în variantă de costume, decoruri și absolut tot ce înseamnă. Va fi un spectacol absolut fabulos, fiindcă la un moment dat vor fi pe scenă și prin sală, în jur de 50 de artiști, fiindcă se va cânta, se va dansa, se va juca. E o premieră, fiindcă am reușit să strângem artiști de la cele mai importante instituții de cultură din Iași, și de la opere, și de la teatru, și de la filarmonică, și de la Teatrul Ceafăru, și de la Ateneu. Deci cred că e un ingredient 5 în 1 care se va găsi în seara asta. E un text foarte greu, foarte dificil, nu e o comedie, dar totuși m-am bucurat că publicul a reacționat foarte bine și avem sold out în seara asta. Premiera va fi pe data de 8 noiembrie, da. Atunci când în prezența Atenției Sale Regale Principesa Maria vom începe acest spectacol, vom avea premiera și ea va veni să acorde un cuvânt din partea Majestății Sale Regelui. Va fi și transmis online astfel încât regele să poată vedea spectacolul în direct la Obon acolo și poate cu ocazia asta îi facem și noi bătrânețele, eu știu, mai liniștite și așa cum le merită după o viață de poveste, cum spunem noi. Totodată pregătim o nouă premieră, se numește Scandal în culise, pentru cei care ați văzut Atenție Aterizăm. Regizorul din Atenție Aterizăm mi-a venit cu acest proiect și promitem noi să fie o comedie și mai și tu, Roxana, ești de specialitate, deci știi despre ce e vorba. Va fi o comedie foarte spumoasă și foarte hazlie și vă așteptăm pe toți. Mulțumim tare mult, succes în proiectele pe care le faceți și așteptăm oricând să ne dați noutăți aici în studioul la Apollonia TV. Mulțumim și eu tare mult! Mergem mai departe, a fost alături de noi directorul Ateneului din Iași, Andrei Apreotesei. Continuăm cu un material despre descendenții teiului lui Eminescu care vor fi plantați la Viena, acolo unde și directorul Ateneului va fi prezent. Urmărim materialul realizat de colegii noștri.